Germania va lua măsuri de urgență pentru a-și asigura aprovizionarea în fața recentelor reduceri ale livrărilor de gaze rusești, printre acestea figurând o utilizare sporită a cărbunelui, a anunțat duminică guvernul. Utilizarea gazului pentru producția de energie și industrie va fi redusă, iar umplerea instalațiilor de stocare va fi prioritară în fața iernii. Conform observator.news.ro, la începutul actualei legislaturi, guvernul de coaliție format din social-democrați, verzi și liberali, a urmat să accelereze calendarul pentru eliminarea planificată a carbonului până în 2038, dar a anticipat încă din luna mai că ar putea să fie necesară prelungirea perioadei de activitate în fața crizei energetice. Pachetul de măsuri anunțat duminică include de asemenea un sistem de licitație pentru vânzarea gazelor utilizate în industrie care potrivit Berlinului, va contribui la reducerea consumului în acest sector puternic al țării. De asemenea, mecanismul va compensa companiile care pun gazul la dispoziția pieței în situații de penurie. Conform noilor reguli adoptate după izbucnirea războiului din Ucraina, depozitele germane trebuie să fie pline în proporție de 65% până la 1 august, 80% până la 1 octombrie și 90% până la 1 decembrie. Securitatea aprovizionării este garantată, dar situația este gravă. Are rezumat ministrul economiei și energiei, potrivit Ager Press. Rusia a redus drastic livrările de gaze spre țări din Europa. Gazprom a redus cu 60% în ultimele zile livrările prin Nord Stream 1 din Marea Baltică, invocând o problemă tehnică. Compania energetică rusă de stat a justificat oficial acest lucru prin faptul că au existat întârzieri în repararea turbinelor compresoarelor de către compania Simons Energy, relatează DPA. Dar pentru guvernul german este vorba despre o decizie politică menită să influențeze tensiunile dintre Moscova și țările occidentale în legătură cu războiul din Ucraina. În pofida conflictului, Germania continuă să importe aproape 35% din gazele sale din Rusia. Această proporție era de 55% înainte de februarie, potrivit AFP.